cliché o motivațional foarte răspândit spune că toate lucrurile au fost imposibile până când nu a venit cineva ignorant care nu știa că erau imposibile și le-a făcut. Dar în cazul ăsta chiar erau imposibile? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiind că mereu când e vorba de performanță ne lovim cu conceptul de imposibil sau de limit, de asta vorbim astăzi. Vorbeam ieri că de fapt toate limitele sunt doar în mintea noastră. În ce sens? Limitele, de un punct de vedere fizic, există și sunt evidente. Deci eu când ascult cineva, vreun guru motivațional care spune că tot este posibil, mă gândesc că pur și simplu vizează și are alucinații. Dar adevărul este că orice poate să devină posibil în momentul în care noi dezlănțuim geniul nostru creativ. Pentru că imposibil există în momentul în care noi vrem să facem un lucru într-un anumit fel. Adică de fiecare dată când s-a făcut ceva imposibil, a fost reușit pentru că cineva s-a gândit la o metodă alternativă la care nimeni s-a gândit până la acel moment, cum vorbeam ieri despre gol lui Mancini, și a făcut posibil ceva pe care înainte nu era posibil. Dar în cazul ăsta, conceptul de posibil devine foarte elastic, pentru că, într-adevăr, anumite chestii sunt în continuare imposibile dacă vrem să le facem într-un anumit fel. Pentru a face exemplu cel mai stupid, e pentru mine, nu știu pentru tine, pentru mine e imposibil să car o greutate de 200 de kilograme de aici până acolo. Dar dacă o împart în patru, aduce până acolo 4 bucăți de 50 de kilograme, este o nimica toate. Rezultatul acesta a devenit posibil. Cineva poate să spune, dar așa e ușor. Ok, dar poate tu nu t-ai gândit. Ok? Deci câte de alte lucruri ar putea să fie tăiate, aranjate, ocolite, puse într-un fel diferit. Pentru că, de fapt, asta este. Când noi ne gândim la creativitate, la a face ceva posibil, ne gândim la a crea ceva nou. Adevărul este că nu există acest nou. Pentru că acest nou deja există într-un spațiu potențial. Vreau să spun, eu acum 2-3 zile vorbeam tot de tema asta și am zis că sinfonia perfectă încă nu a fost compusă, romanul perfect încă nu a fost scris, filmul perfect încă nu a fost regizat. Dar cel care va reuși să facă un film nou la care nimeni s-a gândit, de fapt inventează ceva sau pur și simplu combine într-un fel diferit niște elemente care deja sunt sub ochii tuturor. Și de fapt așa este, pentru a folosi o metaforă care m-a plăcut imens și pe care o folosesc mereu. Într-un bloc de marmură este un număr infinit de statuie și, cum spunea Michelangelo, trebuie doar să o scoți afară. Și în afara faptului că este foarte interesant conceptul că pentru a crea o statuie trebuie să scoți ceea ce este în plus. De fapt, deci nu creezi nimic, dar scoți partea inutilă. E un concept care ar trebui dezvoltat, poate îl aprofundeze într-o întâlnire următoare. Deci, de fiecare dată noi ne lovim de limite și de conceptul de imposibil. Și, în ciuda ce spun vorbitorii motivaționali, imposibilul există, limitele există. Când se spune de a depăși
o limita, evidente è un contrasenso. Da capossa de pacesti o limita, siamo che non era o limita. Adica, era o falsa limita. Deci, noi potente paci false limite. Dar, felo linkare un annumit lucro impossibile, poate fi de fapt realizat, pur și simplu cu niste schimbari de percepție, cu niste mutari de proceduri, este fantastică. Și părerea mea că nu e vorba doar de tehnologia. În mii de situații încă nu am văzut nimic, pentru că există atâta potențialitate pe care încă nu le-am văzut, la care nu ne-am gândit, limitele mereu este de gândire, pe care eu aștept cu plăcere viitorul să vede ce mai se poate descoperi, care me va surprinde. Eu sunt de fiecare dată când ved o soluție, cum a fost celebrul gol de toc, intru într-o stare de extază, pentru că mă gândesc cât de genială poate fi așa ceva. Evident, sunt mii și mii de exemple. Când soluția asta genială care te lasă cu gura deschisă și te lasă admirat pentru capacitatea geniului. Deci, gândește-te astăzi, cât de idei geniale ai putea să le ai, doar dacă ai curajul de a ieși din limitele tale mentale. O zi bună în continuare!